Prima cantină școlară din Fălticeni, construită după Revoluție, este gata să fie deschisă. Da, într-adevăr, este o investiție extrem de utilă, la care am ținut foarte mult și am investit sumele de bani necesare, atât pentru tot ceea ce înseamnă parte de proiectare, obținerea viziilor și construcția existentă. O investiție necesară pentru că sunt foarte mulți copii de la școala gimnazială numărul 2 din Ilimescu care serveau masa în locații destul de departate de școală. Era destul de complicat ca acei copii la intervale regulate să plece, să se îmbrace, să plece, să ajungă la un restaurant sau la altă cantină școlară, să servească masa, iar apoi să reîntoarcă. Era o chestiune și de foarte mult timp pierdut și un deranj foarte mare atât pentru copii cât și pentru cadrele didactice care îi însoțeau. Este o investiție exclusiv de la bugetul local, este prima cantină școlară construită după Revoluție în municipiul Fălticeni și, din câte știu eu, este o premieră la nivelul tuturor județelor din zona Moldovei, pentru că este un proiect pilot, un proiect care va deservi circa 160 de copii de la clasa pregătitoare până la clasa 4 din sistemul step by step. După cum vedeți, arată foarte bine, capacitatea acestei cantine este de aproximativ 90 de locuri pe serie, asta în condiții normale, iar acum în condițiile acestei pandemii sunt realizate tot felul de scenarii, astfel încât distanțarea și respectarea normelor impuse să fie respectată pe deplin. Sunt soluții tehnice pe care cei de la școala gimnazială numărul 2 în Ilimescu le-au găsit, astfel încât copiii să poată servi masa în condiții de maximă siguranță în contextul pandemiei. Ne dorim toți ca acest lucru să evolueze cât mai repede, ca toate aceste probleme cauzate de această pandemie să dispară cât mai repede, să reintrăm într-un normal, iar cantina să poată fi folosită la capacitate maximă. Deocamdată ea este autorizată, avizată, finalizată, inclusiv partea de mobilier, inclusiv partea de echipamente și dotări pentru prepararea și servirea mesei, aer condiționat, sistem audio-video, televizor, poate fi folosită și la alte activități extrașcolare, dar, repet, după ce toate aceste restricții cauzate de pandemie vor fi ridicate. Deocamdată vom funcționa după un scenariu, după o procedură foarte clar stabilită, astfel cât să fie respectată pe deplin tot ceea ce înseamnă normele privind distanțarea socială, dar în același timp copiii de la step by step să poată servi masa în condiții sigure, în condiții de maximă igienă. După cum vedeți, totul este absolut nou, totul este pregătit. Sunt convins că această investiție va dovedi eficiența și de ce nu ne propunem să continuăm cu acest proiect ambițios de construire de cantine școlare. Următoarea pe listă este școala gimnazială numărul 3, școala Mihail Sadoveanu, care au și de acum al treilea ciclu de copii care învață la step by step, au clasă pregătitoare, clasa 1 și clasa 2. Sperăm până ajung la clasa 4 să putem construi și finaliza și acolo o cantină școlară, astfel încât nici ei să nu mai fie nevoiți să părăsească incinta școlii pentru a putea servi masa.